Dragi miri, Adelin și Ronela, stimate familii, Sarva și Parcău, iubiți nuntași, este o zi de bucurie și o zi de har din partea lui Dumnezeu. Mă bucur să fiu în această zi într-un local sfânt, mai mult decât atât, tot la sfârșitul lui Iulie, la subsolul acestei biserici, acum 36 de ani, m-am căsătorit și eu. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu, care ne-a ajutat până în momentul acesta, numele Lui să fie binecuvântat. M-am gândit astăzi la Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 13, la acel frumos capitol despre dragoste. Și am văzut un lucru ciudat. L-am citit încă o dată cu ocazia acestei căsătorii și am văzut că apostolul Pavel face o trimitere la copilărie, la amintiri. Aș vrea să vă citesc, 1 Corinteni, versetul respectiv despre care vă spuneam. Versetul 11. Când eram copil vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. M-am gândit la cei doi. Prezentarea a fost oficială, foarte bună prezentare. Dar eu mi-amintesc de cei doi încă de când erau mici. Mi-aduc aminte de Ronela la grădiniță, a fost cu unul din băieții mei. A fost o fetiță cu minte, respectoasă, nu, nu jignea, vor zâmbea la toată lumea. Mi-aduc aminte de Adelin și pentru mine strada Năsăud este o stradă specială. Am văzut acolo copiii bucurându-se, vecinii, foarte mulți copii de ai fraților se adunau pe strada aceasta și i-am spus într-o zi lui Adelin, el și-a adus aminte și eu nu folosesc numele mic pentru că aș putea face o confuzie, i-am spus Sarba, tu ar trebui să fii unul din copiii familiei Farcău, ar trebui să fii în fia de această familie, îl vedeam mereu acolo și atât că mi-a fost gura de aur, cum se spune. S-a împlinit și acum el și-a luat o soție din această familie și s-a făcut această legătură și dintre cele două familii. Slăviți să fie Domnul! Mi-am amintit toate aceste lucruri. De altfel, când citim în Cartea Genesei la prima căsătorie, parcă vedem tot o depănare a amintirilor din vremea începuturilor. Ca să nu spun copilăria lui Adam și a lui Eva, dar o vreme de început. Și m-am gândit la cei doi care se căsătoresc asta, ne-am gândit la cei care ne-am căsătorit prin anii 78-79 și mulți la subsolul acestei biserici, așa cum vă spuneam, că o căsătorie este o punere în comun. Spune Scriptura în versetul 22 că Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Cred că ați avut și dumneavoastră situația aceasta când ați mers într-o altă localitate sau într-o altă țară și ai rugat pe cineva să te ajute și el a spus, o să te pun în legătură cu cineva. Și îți dă un număr de telefon și te așteaptă cineva și te cazează, cineva te îndrumă, cineva te încurajează, pentru că ești străin, fie într-o localitate unde n-ai mai fost, fie într-o altă țară. Tot așa și căsătoria începe prin a pune ceva în comun. A făcut o femeie și a adus-o la om. Ce aș vrea să vă spun, dragi miri? Veniți din familii diferite. Chiar dacă locuiți pe aceeași stradă, familiile sunt diferite. Chiar dacă Ronela a mai venit la Biserica Bujac fie la stăruință, fie la adunare, chiar dacă Adelina a mai venit la Biserica Betel, fie la o Duminică lungă, fie în alte împrejurări, la o sărbătoare, totuși veniți cu o încărcătură personală fiecare și trebuie de acum să puneți în comun, să puneți de acord. Să porniți pe drumul acesta cu gândul sfânt de a porni pe o cale nouă, fiind gata și să renunțați, fiind gata și să îmbunătățiți, dacă vreți, anumite domenii ale vieții, fiind gata să încurajați pe celălalt care poate la un anumit capitol nu sta așa de bine ca tine. Și de fapt, aceasta este căsătoria. Să poți să acoperi defectele celuilalt, pentru că toți avem defecte. De asemenea, toți avem calități. Omul nu este numai din defecte și omul nu are numai calități. Că însă și noțiunea de om ne arată că avem și imperfecțiuni. Dar arta în căsătorie, această punere de acord, punere în comun, înseamnă să scoți în evidență calitățile celuilalt, să le apreciezi, să le conturezi în anumite situații, să le apreciezi, să poți să spui un mulțumesc, să poți să spui îmi pare bine că ai făcut așa, mă bucur și totodată să ai puterea aceasta și arta aceasta să acoperi anumite defecte. Am văzut la anumite cupluri cum scot în evidență defectele în public. Și se întâmplă câte o scenă atât de obositoare pentru cei din jur, taci tu că vorbești numai prostii, poate să spună unul. Sau de ce te baști întotdeauna, te-ai băgat și expresii din acestea care pot să scoată în evidență defectele. Și partenerul să se simtă atât de penibil. În public. Vreau în această zi, nu numai pentru cei doi, chiar și pentru noi care ne-am căsătorit mai de demult, să reînodăm anumite fire care s-au rupt, să refacem anumite legături care poate s-au întrerupt și să fim dispuși de a face o mică revoluție în viața noastră, schimbând ceea ce mai trebuie încă schimbat. Scoțând în evidență ceea ce poate n-am observat până acum, ce calități are partenerul și mai ales Dumnezeu îngăduie să vedem alte cupluri, alte familii. Și eu spun câteodată când vin acasă, pe unde am fost, vizitele pe care le-am făcut mi-au dat de înțeles că am o soție credincioasă, că am o soție cu care mă înțeleg, că am o soție de care mă bucur. Și mai spun când mă întâlnesc cu anumite persoane și spun, de exemplu, colegilor mei, dacă e cazul despre câte o colegă de servici, mulțumiți-vă că nu v-a dat-o Dumnezeu de soacră sau nu v-a dat-o Dumnezeu de nevastă. Când găsim câte o persoană aceasta dificilă, incomodă și așa mai departe. Apoi căsătoria, dacă mergem mai departe în pasajul acesta, este o potrivire. Spune Cuvântul și Adam nu s-a putut abține, el a exclamat și așa este omul când are o bucurie, se pronunță și uneori se pronunță gălăgios. Când a văzut-o pe Eva, după ce i-au adus îngerii, Dumnezeu i-a trecut în față, dobitoacele, păsările, perechi, 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 și concluzia a fost că nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească, spune scriptura. Și când a fost adusă Eva, el a izbucnit și a spus, în sfârșit, cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. În sfârșit, cineva ca mine. Vreau să vă spun, dragi miri și stimați ascultători, să nu uitați niciodată că sunteți oameni. Să nu uitați niciodată că partenerul pe care vi l-a dat Dumnezeu este și el om. Nu a fost adus un înger sau o creatură cerească. Ci Adam s-a bucurat, a exclamat, a început să zâmbească, s-a uitat la Dumnezeu, s-a uitat la cea care i-a pregătit-o Dumnezeu și chiar Dumnezeu a apreciat și a spus: Toate sunt bune, pe toate le-a făcut bine. Atâta doar că vrăjmașul a căutat să. Pervertească și a căutat să strice, să coloreze negru și familia, și se dezbine pe cei doi, și se luptă până în ziua de astăzi, se dezbine cuplurile și familiile formate. Și uneori, spre tristețea noastră, vedem că reușește și bine ar fi să nu-l lăsați să reușească. Dar trebuie să porniți de la gândul acesta, de la realitatea aceasta. Cel pe care vi l-a dat Domnul, sau cea pe care v-a dat-o Domnul, este os din oasele tale și carne din carnea ta. Adică este din același material și are aceleași slăbiciuni și are și calități, cum vă spuneam. Căsătoria înseamnă și o potrivire. Fiți foarte atenți, această potrivire nu se face dintr-o dată. Mai sunt anumite imperfecțiuni care se corectează prin șlefuire, în trecerea timpului. Trebuie să fii dispus să mai lași de la tine, trebuie să fii dispus să uh, fii corectat. Mie mi-a picat foarte greu că m-am dus în armată și mi s-a făcut observație de către colegi, pentru că eu, crescând într-o familie numeroasă, obișnuit cu frații mei, dacă primeam ceva de la fratele meu sau eu dădeam ceva fratele meu, nu așteptam să mi se spună mulțumesc, era fratele meu și nu eram obișnuit să spun foarte des, te rog frumos, și nu eram obișnuit foarte des să spun mulțumesc. Era o chestie de obișnuință, era o chestie de comportament pe care l-am dobândit în urma trăirii într-o familie numeroasă. Și mi s-a făcut observație de către colegii de armată, să nu uiți să spun te rog și să nu uiți să spun mulțumesc. Ei bine, în viața de familie sunt foarte importante aceste cuvinte. Ele nu sunt banale. Și nici nu sufără, să zicem așa, o uzură în timp. Nu devin banale. A spune, te rog frumos, nu înseamnă o înjosire pentru tine. Cu atât mai mult a spune, mulțumesc, este o apreciere a ceea ce a făcut cel din fața ta. Și îi dă puteri, îl întărește, îl face să te ajute mai mult și să-ți dăruiască și mai mult. De aceea, căsătoria este și o potrivire. Dumnezeu să-i ajute pe cei doi să se șlefuiască în liniște, în timp, cultivând valorile Scripturii, s-a omenit și în cântare, se va spune în continuare și prin predică ceea ce au nevoie cei doi să poată să cultive în viața lor de familie, să întrețină și de ce nu să facă să crească ceea ce este bun și roditor și Domnul să-i ajute la aceasta. Apoi, iubiți frași și surori, stimați ascultători, dragi miri, căsătoria este și o subordonare. Eu am constatat cu tristețe că am participat la Revoluția din 89, chiar în piața din Arad, eram la serviciu, am ieșit repede, am fost și cu o zi înainte de vineri, am fost și joi, am văzut oarecum ce se întâmpla acolo în piața aceea și am constatat cu tristețe că era de fapt o răzvrătire asupra ordinii lăsată de Dumnezeu. Și este o tendință în vremea noastră, și în viața de familie, și în, în instituțiile publice, și în instituțiile de religioase, există tendința aceasta să nu ne mai subordonăm. Un fel de fac ce vreau. Diavolul cultivă în mintea oamenilor ideea aceasta că tu ești cineva și tu trebuie să faci ce vrei, nu are nimeni voie să te îngrădească. N-ai voie să-l tragi de urechi pe copilul tău, n-ai voie să-l corectezi cu nuiaua, acum spune Scriptura, sau alte form forme de corijare, nu mai ai voie și vine spre noi această democrație prost înțeleasă. Auzim tot mai multe vești despre familii din străinătate, familii de români care sunt strânți așa la colț, ca au disciplinat copiii. Și este așa o tendință a haosului, să nu te mai supui, să nu mai asculți să nu te mai subordonezi. Căsătoria este și o subordonare. Așa de frumos în unul din pasajele din Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 11, când se vorbește despre căsătorie, se intră în detalii, se intră, și, se intră și în partea sentimentală a căsătoriei, foarte atent este Apostolul, vorbește în detaliu despre relația aceasta dintre soț și soție, dar el prezintă în linii biblice, cu toată autoritatea, ordinea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și spune în 1 Corinteni 11 că deasupra tuturor este Dumnezeu, care este capul lui Hristos, apoi Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii și apoi urmează sigur copiii care se subordonează. În viața de familie, Dragi Miri, este această subordonare. Ronela, ai fost sub autoritatea părinților tăi, ești de acum sub autoritatea soțului tău. Sigur, o subordonare cu o teamă sfântă, o subordonare în dragoste, pentru că în capitolul 13 din 1 Corinteni sunt arătate acolo multe lucruri din diferite domenii, poți să faci multe, să fii puternic și în cele cerești, și în cele pământești, binefaceri, lucrări extraordinare, dar dacă lipsește dragostea, nu ești nimic, nu ajută la nimic, sună a gol, ești ca o aramă sunătoare și ca un chimval zângănitor, spune acolo omului Dumnezeu Pavel, dacă lipsește dragostea. De aceea, subordonarea să se facă cu o teamă sfântă și în dragoste. Slăvi să fie Domn! Apoi, aș vrea în ultimul rând, mă apropie de încheiere, puterea de a reține celor doi este mai mică în această zi datorită emoțiilor. Eu vă mărturisesc că foarte puține lucruri îmi mai aduc aminte de la anuntă. Dar totuși au fost persoane care mi-au amintit, mi-au mi-au amintit predicatorii care au fost la nuntă, mi-au mai povestit câte ceva și am început să îmi revin, să-mi amintesc, deși emoțiile au fost puternice, am început să-mi amintesc multe lucruri plăcute și frumoase de la nunta mea. Aș vrea, în final, este aici un verset cu care se încheie citirea din Cartea Genesei despre nuntă, că omul va lăsa, Așa cum vă spuneam, venim cu o încărcătură. Am citit în cartea Faptele Apostolului și mi s-a părut atât de ciudat când o corabie în care era Apostolul Pavel, în cartea Faptele Apostolului, capitolul 28, când corabia aceasta a ajuns în pericolul de a naufragea și mai ales era un pericol cei de pe corabie să se nece, să, să piară toți, Că marinarii au făcut un ultim gest pentru noi de neînțeles. A început să arunce în mare încărcătura și mai ales a aruncat greul, când am citit și au început să arunce grâul în mare. Și m-am gândit că viața noastră este ca o călătorie pe mare. M-am uitat de multe ori la pasajul acesta și într-adevăr, parcă ne regăsim în călătoria noastră pe marea zbuciumată a vieții. Și în anumite împrejurări, și eu a trebuit în viața de familie, am, având alte obiceiuri, de exemplu, și nu mi-e greu să spun asta, am venit dintr-o familie unde adunarea noi aparțineam într-un alt sat. În satul nostru nu era adunare pentecostală, era adunare de creștini după Evanghelie, unde rămâneam numai dacă ploua sau dacă era vremea rea, dar trebuia să mergem mulți kilometri până în satul vecin la adunare și să, vi să venim iarăși mulți kilometri înapoi acasă. Și a apărut o, ceva specific familiei noastre. Mama, din grijă excesivă pentru noi, ne dădea să mâncăm ceva dimineața, pentru că trebuia să mergem mulți kilometri, vreo șase, șapte kilometri și știa că după ora 12 trebuia să venim iarăși greu înapoi, încă 6-7 km, și ea de grijă ne dădea fie o cană cu lapte sau o plăcintă sau ceva, ca să putem rezista. Eram, știu, la 10 ani, la 7 ani, la 9 ani, la 11 ani, deci copii. Și mi-a fost foarte greu după ce m-am căsătorit, pentru că familia în care am intrat, soția mea era obișnuită să nu mănânce duminică dimineață. Și e un lucru bun, dar eu nu eram obișnuit așa. Și a trebuit să mă adaptez și a trebuit să mă adaptez în timp, ni să nu o supăr pe soția mea. Și dacă la început mi-a fost greu, mai luam un cornuleț fără să mă vadă, până m-am obișnuit să nu mai mănânc dimineața. M-am adaptat. A trebuit să arunc această încărcătură și să renunț la ea. Pentru că ce făcea soția și familia era un lucru bun. Și m-am mirat când am citit în Scriptură că Corabierii au aruncat chiar grâul în mare să poată să ușureze corabia, să salveze pe cei din corabie și dacă ar fi fost cu putință să salveze și corabia. Ce vreau să vă spun, dragi miri și stimați ascultători? Scrie aici foarte clar cuvântul, omul va lăsa. Sunt foarte multe lucruri la care noi trebuie să renunțăm, deși am ținut foarte mult la ele. Deși ne-am obișnuit și fac parte din viața noastră pentru binele familiei, pentru pacea familiei, pentru înțelegerea din familie, trebuie să vedem care sunt lucrurile la care trebuie să renunțăm. Haideți în această zi să ne gândim profund la pasajul acesta din Cartea Începuturilor, gândindu-ne la prima căsătorie, la Adam și la Eva, acest verset l-a reluat Domnul Isus, acest verset l-a reluat Apostolul Pavel. A fost o înfruntare pe care Domnul a făcut-o fariseilor și cărturarilor, care au venit cu ideea că dacă te superi, și dacă ai un motiv oarecare, îi dai o carte, adică întocmești un act de divorț și îi dai drumul și o lași să pleci și îți iei alta. Și au venit fluturând această idee și acest această, știu eu, îngăduință pe care a dat-o Moise și Mântuitorul a spus, stați așa, Moise v-a dat această dezlegare din în împietririi inimii voastre, dar la început n-a fost așa. Aveți grijă că voi le confundați? Ziditorul i-a făcut de la început, a spus Mântuitorul, parte bărbătească și parte femeiască și cei doi se fac un singur trup? Așa că ce a legat Dumnezeu omul să nu despartă, a spus Domnul Isus. Și el are prioritate și cuvântul lui este adevărul, numele lui să fie binecuvântat. De aceea, dragi miri, vă doresc un drum bun cu Domnul. Dacă va trebui să mai lăsați din unele lucruri la care a faceți-o cu bucurie, cu dăruire, pentru salvarea familiei, pentru a atinge cu siguranță ținta, pentru că ținta noastră este tot o nuntă, și vreau să spun prietenilor și ascultătorilor care sunt aici, că noi avem în Scriptură o invitație la această nuntă, vrem să vă facem și noastră de cunoscut această invitație, scrie în Cartea Apocalipsii ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, soția lui s-a pregătit, cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele neprehnite ale Sfinților și suntem așteptați, sunteți să așteptați și dumneavoastră să faceți parte în această biserică a Lui Dumnezeu, să faceți parte din mireasa Lui, ca să vă bucurați de cea mai mare sărbătoare la care este invitat omul, nunta mielului. Ioan Botezătorul a salutat de departe și când a spus, tu ești Hristos, a spus, nu sunt eu Hristosul, eu sunt prietenul mirelui, el are mireasă, El este mire. Eu sunt prietenul Lui, mă bucur când aud glasul mirelui. Noi, stimați ascultători, avem un privilegiu mai mare decât Ioan Botezătorul, noi facem parte din mireasa Domnului Isus Hristos, vom participa la nunta mielului ca mireasă. Taina aceasta este mare, spune Scriptura și ne avertizează Apostolul Pavel, că nu o să o putem înțelege poate în toată amplitudinea, dar este frumos să ne gândim la această întâlnire. Ne vom aminti de nunțile la care am participat. Cei doi sunt un model pentru noi în această zi, un simbol al Domnului Isus și Biserica. Așa de frumos arată în această zi și le dorim tot așa să le fie viața frumoasă, un drum binecuvântat cu Domnul și când se va face apelul, când se va striga Cartea Vieții, când se va striga catalogul acela de la urmă, să fie și numele lor, să fie și numele noastre, să fie și numele prietenilor care sunt cu noi în această zi. Domnul pe toți să ne cuvinteze, Amin.